Guvernul PNL-PSD, în frunte cu președintele Iohannis, își freacă mâinile de bucurie. Când toate țările se plângă economia lor scade, România va avea o creștere economică de 2,8% în acest an. Cel puțin așa spune Comisia Națională de Prognoză, conform ultimului raport. Dacă va fi așa, cele două partide vor intra anul viitor în alegeri pe cai mari. Adică vor rămâne împreună la guvernare, o soluție politică care este acceptată aproape de toată lumea și în primul rând de către mediul de business. Încă se mai discută cine va fi președintele României. Tabloul macroeconomic, cel puțin cel de pe hârtie, arată bine. Inflația scade la 8%, adică la jumătate față de anul trecut. Cursul valutar rămâne stabil la 4,94 lei pentru euro. Numărul de salariați crește ușor. Nu prea avem șomeri iar câștigul salarial mediu net crește cu 12% peste inflație. Dar, în tot acest tablou macroeconomic, există două mari probleme pe care nimeni nu vrea să le rezolve. Deficitul comercial crește la 40 de miliarde de euro, repet, 40 de miliarde de euro, din cauza creșterii importurilor la 142 de miliarde de euro, în condițiile în care exporturile sunt de numai 102 miliarde de euro. Dacă anul trecut a marcat o gaură de 33 de miliarde de euro cu deficitul comercial, anul acesta venim cu încă 40 de miliarde de euro, adică cu 7 miliarde de euro mai mult. Problema este că nu există o preocupare de undeva de sus pentru această temă. De ani de zile, România duce în spate deficite comerciale mari, cu importuri mari. Dacă importurile nu pot fi oprite administrativ, pentru că suntem într-o economie liberă și așa trebuie să fim, Problema creșterii exporturilor nu face obiectul discuțiilor celor de la putere. Dacă alte țări au planuri strategice de creștere a exporturilor, la noi nu există o politică de țară pentru exporturi, care reprezintă o problemă macroeconomică a României. Acest deficit comercial, din ce în ce mai mare, se duce în deficitul de concurent, adică în relația României cu lumea economică. În acest an vom avea un deficit de 27 de miliarde de euro. Un deficit care trebuie acoperit. Problema este că dacă aceste deficite nu vor fi rezolvate, cel puțin parțial, de către guvern, de către Banca Națională, la un moment dat, le va rezolva piața. Nu știu dacă cei care sunt acum la putere și amintesc că România a intrat în criză în 2009 pentru că avea un deficit comercial și de cont curent foarte mare, nesustenabil pentru capacitatea economică de a-l acoperi. Eu tot sper că nu vom ajunge în acea situație. Dar pentru asta cineva trebuie să facă ceva chiar dacă ciolacul va înlocui pe ciucă în fruntea guvernului deficitele nu se rezolvă de la sine